Din nou ne întâlnim cu mare bucurie pentru că am, am așteptări înalte în sufletul meu și am chiar o emoție sfântă asupra ceea ce ne va descoperi bunul Dumnezeu cu această ocazie. Sunt așa de convins. De câte ori suntem într-un cadru ca acesta. Mă aștept ca bunul Dumnezeu, acum, ca și altă dată și ca oricând alt, 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 altă dată să aducă lucruri de de deosebită însemnătate, dar în același timp, dincolo de așteptările noastre, așa după cum scrie Scriptura, el, poate, el va face mult mai mult decât credem sau gândim noi. Avem așteptări de la această întâlnire a noastră, dar vă asigur, fără să știu, fără să am niște numere matematice, dar vă asigur că Dumnezeu va face mult mai mult decât credem sau gândim noi. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată, cu acest prilej, fă, într-adevăr, mult mai mult decât credem sau gândim noi în descoperirea luminii, atât înaintea ochilor noștri, dar în transformarea ei în viața noastră, prin Domnul Isus Hristos. Amin. Avem această uh, profundă uh, călăuzire dumnezeiască a Duhului Său, care... Pe care l-a desemnat însuși Domnul Isus Hristos să ne călăuzească în tot adevărul. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu atunci când suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Simpla carte în mâinile simplului om, fără Duhul lui Dumnezeu, nu înseamnă nimic. Ba poate să însemne ceva foarte rău. Dar cuvântul lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt, călăuzire în tot adevărul, înseamnă cuvânt al lui Dumnezeu. De obicei, când discutăm de fapte, considerăm că aceasta e realitatea. Am văzut faptele, deci acestea sunt dovezile. Am văzut, cum citeam de une zi un articol, omul poate să mintă, dar numerele nu mint, spunea cineva. Așa este, faptele fac parte din realitate, nu, toate dimensiunile acestea, corect înțelese și măsurate, fac parte din realitate, dar ele nu reprezintă tot ceea ce se numește realitate. Realitatea poate fi cu mult, cu mult dincolo și ea, poate, ea nu are nicio legătură cu cele măsurabile. Nimeni nu poate spune la aceasta se rezumă totul. Am numărul acesta, acesta e totul. Spre exemplu, ascultam discuția dintre doi mari oameni ai lui Dumnezeu, un om de știință, un om al credinței, și ei au căzut de acord și au spus: Așa este, că în Universul nostru, în lumea în care trăim, sunt lucruri nemăsurabile fizic, chimic, prin procese, prin. cum ar fi acesta, spre exemplu? De ce? în acest univers în care suntem este ceva în loc de nimic. Nu? Și atunci vin unii și alții, nu, e o iluzie, este așa, e pe dincolo și... Dar până la urmă, de ce este o iluzie în loc de nimic, dacă așa stau lucrurile? Deci aceasta nu se poate măsura cu metru. Ne trebuie o descoperire dumnezeiască a înțelegerii acestui lucru. La fel este cu destinul vieții unui om pe pământ, la fel este cu mijloacele lui Dumnezeu, dincolo mult de ceea ce apare, este ceea ce nu se vede. Noi nu umblăm prin vedere, noi nu depindem de ceea ce se vede și se măsoară, ci supunem aceste lucruri uh, acelui care vede totul. Mântuitorul a mers în acest fel și nu există un drum care ar fi superior acestui. Așa nume, el a mers uh, nu prin vedere, el nu va judeca după aparență, ci el va judeca după adevăr și adevărul este în Dumnezeu, el este măsura tuturor lucrurilor. Este un proces care se petrece la nivelul uh, profundului uman, uh, dialogul între uh, ființa umană și realitatea lui Dumnezeu. Faptele sunt fapte, uh, evidențele, dovezile sunt dovezi, dar nu este totul. De acolo încolo mai este un drum foarte lung. Uh, multe căi, spune Biblia, căi, dar astea sunt faptele. Uite, A plus B fac asta, 2 plus 2 fac 4, ăstea sunt faptele. Da, uh, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Pare că este așa, pare că e logic, pare că, dar la urmă se vede că. Uh, ce, uh, ce cere acest lucru? El cere de a supune lui Dumnezeu logica noastră. Domnule, e logic, este demonstrat, e văzut, sunt faptele reale. Uite-te, fii păibile, acestea sunt faptele. E adevărat, hai să le supunem lui Dumnezeu și El ne va spune cum se traduc aceste fapte. Pentru că adevărul și realitatea nu se rezumă doar la faptele acestea, și nici măcar nu sunt fapte. De acestea, ci este percepția noastră cu privire la ceea ce se întâmplă, ce ar fi să știm care este percepția lui Dumnezeu cu privire la ceea ce se întâmplă și atunci am putea să facem diferența. O să luăm în discuție două cazuri astăzi. Când Asiria a sediat Ierusalimul și Ezechia era rege, ei au adus un argument care era constituit din fapte. Uite acestea faptele. Ezechia a rezistat, nu s-a predat și a declarat independența. Ei au avut o singură întrebare și întrebarea aceasta nu era de natură economică sau militară, ci era de, de natură spirituală. Pe ce se bazează încrederea aceasta ta? Ai făcut vreun tratat cu Egiptul, cu cineva? Știi bine ce au pățit oamenii ăia, sunt nimeni în fața noastră, deci marele împărat a spus cuvintele astea, nu pe care ai auzit, nu știi. Pe ce se bazează acest lucru? Cumva ți-ai pus încrederea în Dumnezeu? Întreabă uh, Rabșache, speakerul uh, regelui, ți-ai pus cumva încrederea în Dumnezeu? Acestea sunt vorbe goale, spune el. Este aiurea, nu există nimeni, nu e nimic, totul este gol. Uh, așa cum spunea uh, Sagan, în emisiunile lui cu privire la Cosmos, tot ce universul acesta este tot ce a fost, tot ce este, tot ce vreodată va fi, a declarat Dumnealui, ca și când era în afara timpului din sum, era în afara universului, afara spațiului, a văzut totul de la distanța aceea. O pretenție care dacă l-ar fi oprit cineva să-l întrebe, ea zi rar ce ai spus, cine ești omule, parcă ai gastrită sau ce s-a întâmplat, știu că te lupți tu cu tot felul de lucruri și îți permiți să vorbești așa la scară a universului, e tot ce, e, tot ce a fost vreodată, tot ce este și ce va fi. Domnul, ești cel prea înalt, ești cel, cel tot puternic. Așa își permite acest uh, rapșache, vine în fața acolo și ce credință în Dumnezeu, Domnule spune el. ăstea sunt vorbe goale uh, uh, în a doua regi, capitolul 18, versetul 34. Te încrezi în Dumnezeu, aceste vorbe goale. Zice, uite, uite faptele, fii în faptele, spune el, demonstrații, uite argumentul aici. Uh, 2 Regi 18-34, unde sunt Dumnezeii Hamatului sau Arpadului, unde sunt Dumnezeii Sefarvaimului, Henei și Ivei, unde sunt aceștia că, că erau acolo, aveau un cult, aveau milioane de urmași, aveau temple, aveau ce nu sunt, unde sunt, i-am luat și i-am băgat în foc pe toți, asta se va întâmpla și cu Iacvehal vostru. Te-ai pus în în Dumnezeu, Astea-s vorbe goale. Măcar oamenii aveau o statuie, dar tu nu ai nici măcar o statuie pe care, păne, un Dumnezeu să-l vedem și noi, care. Nu, tu nu ai așa ceva. Ezechia a spus: Nu răspundeți la așa ceva. Nu există dialog pe tema aceasta. Domnul Dumnezeul nostru nu poate fi pus la rând cu statuile acestor oameni din jurul nostru. Dacă observați în Deuteronom 32-37 întreabă Moise cu privire la națiunile care se închinau la astfel de chipuri, de piatră, de lemn, de pământ ars. Unde sunt Dumnezei lor stânca aceea care le slujea de adăpost? Nu, suntem la adăpostul lui Baal, aveau cultul lui și coruri și jerfe și ce nu s-a mai pomenit. Unde sunt aceștia, întreabă Moise. Aceeași întrebare o pune omul acesta, dar omul acesta amestecă pe Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, amestecă cu zei aceștia care sunt acolo. Dar uite, astea sunt faptele. Uh, pare logic raționamentul lui decât că este așezat pe o temelie cumplit de putredă. Nu stă în picioare. Și aceasta este gândirea tuturor oamenilor care își duc viața în negarea realității lui Dumnezeu în creație și în viața noastră, și în istorie, și în natură, și pretutindeni. Este același fel de temelie așezat pe o negație, este aceeași pretenție oarbă și goală care este, pe care o, o expune un om ca și când. El ar fi în afara realității și ar judeca realitatea aceasta de pe o poziție supremă. Tot ce a fost este și va fi vreodată, sau o studentă care spune, aceasta ar contrazice legile Universului, care dintre ele, domnul student nu știe nicio problemă, dar legile Universului, ca și când dumnealui ar fi în, în posesia acestor lucruri și... Iubiții mei, este de plâns faptul că un om îmbracă această haină a aroganței pe care a îmbrăcat-o belșațar. Adu, ca și când nu avea pahare, vrea să bea din paharele de la Ierusalim ca să demonstreze că nu are nicio frică, nicio rușine și nu ține cont absolut de nimic cu privire la Dumnezeu. Pune aici, dansează nuduri în față și bea vin cu tot felul de droguri în el și această atitudine a mișcat adânc sufletul lui Dumnezeu, ți este milă, cum mai vedea un copil al tău chinuit în acest fel de blestemății teribile. Cred că inima lui Dumnezeu a fost junghiată, cum și inima noastră ar fi în momentul când a văzut pe belșațar că i s-au izbit genunchii și a dat seama că raționamentul lui cu privire la Dumnezeu n-a stat deloc în picioare și s-a dovedit a fi așezat pe această temelie putredă, teribilă, pe această totală nesiguranță despre care vorbește Isus a omului care a pus casa pe un nisip pe care îl zboară vântul sau apa, ca și când nu a fost. Aceasta a fost temelia. Unde sunt Dumnezeii acestor națiuni? Terezem pe Dumnezeu, aceasta este expresia. Acestea sunt vorbe goale. S-a dovedit că nu au fost goale, au fost pline de adevăr. Și la fel va fi și în viața noastră personală, ori de câte ori avem înclinația aceasta demonică de a, nea, de a distruge în sufletul nostru credința în Dumnezeu. Împotriva celui prea înalt nu se poate ridica nimeni. Este o mai degrabă o figură de stil. Nu se poate ridica nimeni împotriva celui prea înalt. Cine se ridică împotriva lui Dumnezeu. Uh, se ridică de fapt împotriva propriei lui vieți și distruge din viața lui singurul izvor al vieții. Asta e tot ce se întâmplă acolo. Uh, e ca un alpinist care, suspendat, am văzut un alpinist, acum urca pe el, capitan aici în America, la 1000 de metri, uh, uluitoare ascensiune, uh, prins în coarda aceea, e ca și cum și-ar tăia coarda aceea, ridicându-se împotriva lui Dumnezeu. Știu când ești mânios împotriva mea, știu ce Gândești, știu ce simți, știu ce faci. Lucrul acesta nu te duce la bine. Aici este suferința lui Dumnezeu. Nu că s-ar putea ridica cineva împotriva lui Dumnezeu sau că Dumnezeu ar avea trebuință să lupte cu cineva. Nu. Singura luptă a lui Dumnezeu este lupta lui cu mintea ta și cu mintea mea să ne, să ne determine să alegem binele pentru fericirea noastră a familiei noastre, a copiilor noștri. Vrea să ne vadă bine ca orice părinte și să se bucure de noi. Intră în bucuria stăpânului tău aceasta e tot, tot ce se... toată lupta lui Dumnezeu. Duhul meu nu va lupta pururea în om în vremea lui Noe. Dar, dar ce? Dar astea sunt faptele. Faptele sunt că nu a plouat niciodată, faptele sunt că ce fel de construcție e asta cât, cât mamutul de mare și ce ce înseamnă 120 de ani de băncăneală aici și de ha-ha-ha? De, faptele, acestea sunt faptele. Unde e mă ploaia? De ce n-a Sau cum spunea cineva, pe păi, lasă, dacă vă ia la cer, ne agățăm și noi de pantaloni voștri, ne ținem de voi și ne ia acolo. Faptele, dar faptele nu constituie realitatea. Faptele sunt un aspect și anume interpretarea minții noastre cu privire la ce se întâmplă. De aceea trebuie să învățăm această lege a vieții, care mi-a devenit tot mai scumpă sufletului, pe măsură ce am înaintat în viață, mi-a devenit tot mai scump să mă consult mereu cu Dumnezeu și asupra gândurilor mele. Doamne, eu, păr eu văd lucrul ăsta ca însemnând asta sau fiind acel lucru. Ce vezi tu în același lucru? Tu ce vezi acolo? Ați observat ce diferență colosală între ceea ce percepem noi prin simțurile noastre, cum era Gehazi, păi da, astea sunt faptele, uite, astea sunt faptele, armata e aici, cu toate. astea s faptele, astea sunt dovezile materiale, evidența este aici cu noi și Dumnezeu nu a spus că nu e adevărat că nu sunt trupele acolo, dar nu numai atâta este, mai e un pic mai mult, deschide și lui ochii, Doamne, să vadă și el și a ridicat vederea la nivelul superior și Deodată a văzut că trupele acelea nu erau singura faptă de acolo. Mai era o faptă pe care nu o putea percepe el fizic sau natural sau biologic, ci doar prin abilitare de către Dumnezeu și l-a făcut. A văzut această, această faptă care s-a adăugat faptelor. Abia acum avea el imaginea faptelor. Ăstea faptele, uite ce este aici. Nu, faptele nu sunt realitatea. Faptele supuse lui Dumnezeu, abia atunci ocupă locul lor în realitate. Realitatea e mult mai largă. M-aș fi așteptat din partea religiei, din partea religiei creștine, în primul rând, la o doză de umilință în a recunoaște limitele în cunoaștere. M-aș fi așteptat din partea Bisericii, din partea omului lui Dumnezeu, m-aș fi așteptat la această smerenie în a recunoaște taina. Dar s-a ridicat o generație de oameni care nu are taine, pur și simplu au tot adevărul, el, el nu are nicio taină. Și cine vede o astfel de gândire sau de înțelegere, își dă seama că discută cu o minte afectată un suflet care s-a întors fața de la Dumnezeu și este singur în lumea lui, gândind că e bogat, înțelept sau așa mai departe. Mă așteptam din partea omului lui Dumnezeu la mai multă smerire în a recunoaște tainele lui Dumnezeu. A fost puțin. Lucrul ăsta însă l-am descoperit cu mare bucurie, ascultând diversi oameni de știință, oameni care au un mare nume în lumea aceasta, recunoscând, Faptul că lucrul sau proporția de adevăr pe care o știm noi cu privire la realitate, bazată pe fapte, uite măsurătorile, uite distanțele, uite tot, proporția între ce știm noi și ce este, oh, este, este ceva ce, ce infinit. Cunoștința nu s-a sfârșit cu ocazia. Numai acum, când, în generația noastră. Dacă ne întoarcem cu mintea înapoi la expresia domnului Gagarin din Rusia, era un copil când a zburat și toată lumea repeta cuvintele lui, am fost în cer și n-am văzut pe Dumnezeu. Serios, domne, în care cer ai fost, domnule? Păi da, numai până la aștrice distanță este, dar până la frontierele universului perceptibil, vreau să zic. Cum poți să spui că ai fost în cer, ai căutat, n-ai văzut pe Dumnezeu? Și... Înțeleg, suntem copii bolnavi de infantilism, de fapt, nu suntem copii, nu fiți copii la minte, dar avem, avem această suferință, această suferință de a ne vedea pe noi înșine ca fiind centrul, de gravitație a lucrurilor, pământul centrul Universului, au crezut ei multă vreme și omul a împrumutat centralitatea aceasta de atunci. Oamenii au spus, vedeți că nu e centrul, centrul e un pic diferit de acesta, dar omul a rămas totuși cu părerea aceasta a, trebuit, a venit tuitorul nostru singurul care ne-a eliberat pe noi de acest egocentrism. Nu, el a, el a arătat, nu, Dumnezeu este temelia tuturor lucrurilor. Punctul cel mai important, scrie epistola către evrei, nu este ce vorbim noi despre una sau despre alta. Punctul cel mai important este cineva care este acolo. Acesta e punctul cel mai important pentru care celelalte capătă valoare, dar altfel ar fi zdrențe și lemne sau nimic. Absolut nimic. Nu are niciun sens ideea de Templu atunci când din el ar lipsi cel care a spus stricați Templul acesta. El era adevăratul Templu. Dar suntem aici. Și am observat cu bucurie în timpul acesta al generației noastre o trezire la realitate, o recunoaștere mult mai mult din partea științei ei decât din partea religiei, a limitelor care sunt. Și ne-am dat seama că, de fapt, cunoștința nu merge, nu progresează așa cum, cum, ni se, cum avem iluzia noastră. Cunoștința nu progresează, ci pur și simplu dă înapoi incredibil. Mergem cu o întrebare în cercetare, găsim răspunsul la această întrebare, aflăm un lucru sau altul demonstrat, fapte, dar ne întoarcem înapoi cu 10.000 de alte întrebări pe care nu le-am avut înainte, ceea ce arată că suntem cu 10.000 de puncte înapoi de unde eram. Înainte nu avem această problemă, acum o avem. Bun, acesta este modul nostru de a crește în cunoștință. Cunoștința va crește. Dar cunoștința nu, nu poate să crească până când un om nu își recunoaște limitele lui de om. Și aceasta ar trebui în primul rând uh, omul credinței să o facă, să-și mărturisească neputința lui și să-și mărturisească limitele lui și dorința lui sfântă de a crește asemenea Mântuitorul nostru care creștea în înțelepciune și în cunoștință și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. De aceea Ezechia a spus: Nu răspundeți la o așa provocare. astea sunt faptele. Uite faptele care au aruncat Dumnezeii lor în foc, a făcut un lucru sau alt. în în vremile în regimul trecut în România bat jocorirea scripturilor sau baz Bibliei în, în Paris, legată de coada unui băgar târâtă prin oraș. Este o, o, este o poveste care circulă. Uh, și indiferent ce alt gest sau domnul Voltaire spunând uite să mă trăznească în clipa asta Dumnezeu, dacă există, dă-i acum. Și nu a dat nimeni, deci nu există. Uh, sper că omenirea noastră s-a maturizat suficient Uh, nu numai să înțeleagă copilăria sau infantilismul unor astfel de expresii, dar să înțeleagă și să înțelegem cu toții uh, privilegiul pe care l-am putea avea. De a cunoaște adevărul. Veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă va face liberi. Nu veți cunoaște impresiile voastre despre adevăr, despre realitate, despre fapte. Veți cunoaște adevărul. Și adevărul, așa cum este el în Hristos, aduce cu sine libertatea și eliberarea. Niciun raționament omenesc, oricât ar fi de demonstrat. Ați observat ce s-a întâmplat? o uh, multă vreme Euclid a, a dominat lumea cu geometria lui, au venit alții după imediat care au spus nu este așa, uitați cum stau lucrurile, extraordinar, așa este. Acum au venit alții, uh, domnul Einstein se clatină pe soclul, alții vor lua soclul foarte curând, deja lucrurile sunt demonstrate, nu e adevărat că viteza luminii e cea mare, uite ce s-a demonstrat acum. Lucrurile acestea vin și trec odată cu întrebuințarea lor, dar Petru Apostolul spune, zice, dar cuvântul tău rămâne în veac. Totul trece ca iarba și ca floarea de pe câmp. Vine, înflorește, trece. Vine, înflorește, trece. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Noi, ca oameni, privim lucrurile prin prisma vieții de fiecare zi, prin prisma a culturii sau a situației prezente. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ridicați-vă ochii în sus când se vor întâmpla aceste lucruri. Ridicați-vă ochii în sus la Dumnezeu. Nu mica a fost surpriza ucenicilor Domnului Iisus Hristos când dimineața s-au trezit că pe țărmi era Isus care pregătise micul dejun pentru ei și a pregătit micul dejun pe când ei erau la pescuit, dar nu s-a întâmplat nu s-a întâmplat nimic în noaptea aceea. Nu era vorba doar de o masă de dimineață acolo, ci era vorba de un mesaj trimis de la Dumnezeu și anume orice problemă ar avea omenirea aceasta, sau tu ca persoană, sau eu ca, noi ca persoane, orice problemă ar fi în viață, Dumnezeu are deja răspunsul pregătit. Când ei au ieșit pe țărm, au văzut că focul era acolo și că era pește pus deasupra și Dumnezeu i-a întâmpinat deja. Petru nu căzuse când Isus i-a spus se va întâmpla lucrul acesta, și când a fost să cadă, Isus l-a prins cu privirea, chiar în momentul acela. Era prezent acolo. Era cu mult înaintea căderii lui Petru, prezența lui Dumnezeu a fost acolo. Acesta este răspunsul pentru problemele care confruntă omenirea astăzi. Este foarte înțelept din partea noastră, este inteligent, este rațional să ținem cont de fapte, dar este literalmente o nebunie să credem că doar aceasta, ceea ce percepem noi ca fiind faptele și datele și dovezile, e totul. Aici se produce căderea noastră și credința este o ancoră care trece dincolo de realitatea vizibilă spre realitatea invizibilă, dar manifestată, a lui Dumnezeu. Revin la cuvintele atribuite lui Tertulian. Cred fiindcă este absurd. Nu, Dumnezeu, Dumnezeu nu a spus niciodată să credem pentru că este absurd, ci El a dat întotdeauna suficiente dovezi că dacă un om vrea să creadă, să aibă o temelie solidă, o stâncă pe care să așeze crezul lui, dacă vrea să creadă. Iar dacă nu vrea să creadă, Dumnezeu a adus suficiente dovezi ca să lase fără scuză pe indiferent cine. Așa cum. Foarte, foarte greu de citit, imaginați-vă momentul acela, scrie epistola către romani, nu se pot dezvinovăți, caută o dezvinovățire, o explicație, dar nu se poate găsi. Pentru că Dumnezeu a făcut tot ce se putea face, tot ce era necesar vreodată în cantitatea, în timpul, în maniera necesară pentru promovarea credinței noastre. Aceasta însă n-a putut niciodată și nu, nu va putea dizolva voința noastră sau alegerea noastră. Un lucru cu care doresc să rămânem în mintea și în conștiința noastră este că, dincolo de percepția noastră cu privire la fapte, există un ocean de adevăr. Au afirmat-o, așa cum spuneam oamenii științei, oceanul adevărului se întinde în fața noastră. A limita pe Dumnezeu, a-i a pune un hotar lui Dumnezeu spunând știu, nu duc lipsă de nimic, știu tot ce îmi trebuie, a face lucrul acesta, este un fel de sinucidere a intelectului nostru și a sufletului nostru și a posibilității de a cunoaște lucrurile. În orice fel de raționament uman există acest element de cădere, această temelie de nisip. Dacă vom merge în Luca la capitolul 12, versetul 18, găsim pe omul acesta căruia i-a rodit țarina și... astea fapte. Fapte sunt atâtea tone de cereale, atâtea silozuri pline. Calculat cu cantitatea de cereale care se consumă într-un an, atunci el poate să spună în versetul 19, suflete ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. N-am știut că sufletul mănâncă grăunțe sau cereale, dar el gândește că aceste grăunțe sunt pentru suflet. Nu au legătură. Sufletul nostru trăiește într-o altă dimensiune, dar el așa a gândit. A redus totul la material. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te pentru mulți ani. Un raționament care pare bazat pe fapte. Dacă zice unul, băi, nu, măi nu, nu -mi vine să cred. Vine un coace, va spune el. Uite, aici am 100 de tone, aici am 200 de tone, aici am cutare, aici am cutare. Păi asta înseamnă pentru atâția ani. Ai mulți ani, bucură-te, veselește-te, nu ai nicio grijă, ai eliminat toate grijile, conturile sunt pline, venitul nu încetează să curgă. Deci, pentru mulți ani. Problema gravă care scapă în logica și în raționamentul acestui om este următoarea. Bine, bine, sunt multe bunătăți aici, strânse pentru mulți ani, dar acestea n-au legătură cu Sufletul. Sufletul nu se va odihni din cauza cerealelor pe care le are cineva sau nu. Odihna Sufletul. Sunt oameni care au toate cerealele din lume, toți banii din lume, dar nu au odihne nici zi, nici noapte. Chinul sufletesc nu poate fi rezolvat cu cereale. Nu, veniți la mine, spune Domnul Hristos, și eu vă voi da odihnă, nu materialele. Ele nu dau. Dar uite faptele, știu, dar ele nu dau odihnă. Aceasta a fost prima gravă, și este în generația noastră, prima gravă eroare de calcul. Lucrurile duhovnicești vin de la Duhul lui Dumnezeu, niciodată nu vor putea fi acestea rezolvate cu lucruri materiale. Ura, spre exemplu, tristețea, depresia, lucruri care nu au legătură cu cele. nu pot fi niciodată rezolvate prin stări materiale. Au uh, schimbat condițiile de viață, au spus, așa uh, au explicat oamenii materiali și oameni fără Dumnezeu. Nu, din cauza sărăcii, din cauza condițiilor de viață, oamenii sunt răi. Uh, ia dați-le uh, să mănânce, să se li s-a dat totul, au distrus totul, pentru că nu este liniște în suflet. Nu este pace în suflet. Și aceasta e prima gravă eroare pe care o comite omul acesta. El crede că sufletul poate fi păstrat sau odihnit și îmbucurat cu cereale sau cu cei ce rodise lui țarina. Dar Biblia spune nu numai că nimeni nu se poate odihni decât dacă vine la Domnul Hristos. Odihna sufletului nu există. Vor intra în odihna mea. Singurul care are odihna sufletului este el, și numai de acolo și acolo se poate găsi această odihnă. Și al doilea lucru de extremă importanță: înveselește-te. Nu, Solomon a avut aceste fapte, fapte materiale, atâtea tone de aur, argintul ca de pe ulițe și așa mai departe, descrierea regatului lui și a economiei lui și a prosperității materiale, dar el este același om care, având toate faptele la îndemână, spune deșertăciune, depresie cumplită, deci nimic, absolut totul, totul este deșertăciune. Bine, dar ai ridicat cel mai strălucit imperiu, ai dezvoltat intelectul de așa fel încât a venit împărăteasa aceasta de la marginea lumii și când te-a auzit vorbind și spunând lucruri, a spus, domne, e nimic ce mi s-a spus pe față de ceea ce am văzut. Și, și, atunci ce lipsește? Deșertăciune și goană după vânt. Totul este deșertăciune, goană după vânt. Cine l-a prins vreodată? Cine? Ceea ce arată că lucrurile de felul acesta, faptele reale, materiale, măsurabile, niciodată nu vor aduce bucuria sufletului. De aceea și scrie Solomon, cine se poate bucura fără Dumnezeu? Adevărată bucurie nu există așa ceva. Dar omul acesta era un materialist, el așa a înțeles. Nu vorbește nimic despre Dumnezeu. Vorbește despre fapte, uite-te cifrele, cantitățile, toate și pentru mulți ani cea din tâi și gravă eroare a fost aceasta. Cea de-a doua eroare a gravă a logicii lui. Oricine i-ar fi ascultat discursul, ar fi spus, este logic. Dacă ai atâtea și, vai, dacă aș fi un locul cu care are atâtea, nu tu stai pe locul tău, că stai mai bine. Și spun ceva, în taină, omul ăsta care vrei tu să fii ca el, de mult vrea să fie ca tine, dacă ar fi posibil, dar el nu are bucurile tale și valorile tale și tu vrei să fii ca el. Nu face lucrul acesta. Mulțumește lui Dumnezeu și luptă-te să poți împlini chemarea vieții tale. Nu -ți trebuie chemarea nimănui. Partea a doua gravă care se găsește în raționamentul lui este elementul timp. El spune, ai toate aceste lucruri care vor sătura sufletul total greșit, astea nu satură sufletul. Și doi, spune el, pentru mulți ani. Care ani? De unde știi că ai, de unde ai luat cifra aceasta? Pe ce se bazează lucrul acesta? Observați cât de ușor alunecă raționamentul aparent logic al minții unui om. Ai, bucură, te veselește, te bea, mănâncă, odihnește-te mulți ani. Care ani? Cine are stăpânire asupra elementului timp? Cine poate adăuga, spune Mântuitorul, un cot la lungimea zilelor lui? Nu vreau să fie mai lungă. Sau... Cine poate face așa ceva? Întreabă Mântuitorul. El operează cu niște noțiuni asupra cărora omul nu are niciun fel de control. Ai pentru mulți ani. Nu. Ne trebuie un pic de modestie. Eu cred că un pic mai multă. Și trebuie să recunoaștem ceea ce scrie Scriptura. Omul nu este decât un abur care se arată puțin el și apoi pierem. A venit David, a slujit pe cei din vremea lui și a Făcut loc. A plecat, a lăsat locul pentru cel care a venit după el. Noi suntem în trecere. Trupul nostru muritor, spune Biblia, se trece pe zi ce trece. Se pierde tot mai mult. Omul din afară, îmbătrânește, se pierde tot mai mult. În același timp omului Dumnezeu experimentează ceva paradoxal și anume înnoirea sufletului lui în contrast cu învechirea trupului lui. În timp ce trupul e bătrân de nu știu cât timp, ați auzit în medicină când i s-a spus unui om tu ai 30 de ani, dar ficatul tău are 70 de ani. Deci unul din organe deja este în totală discrepanță, sau riniciu, sau inima, sau... e în totală discrepanță cu vârsta biologică a cuiva. Aici se petrece acest incredibil fenomen care se poate întâmpla numai și numai în prezența lui Dumnezeu. În timp ce omul din afară îmbătrânește, omul din lăuntru se înnoiește în fiecare zi. Și spune pistola către Corinteni se înnoiește după chipul lui. Doamna Ana Aslan spunea, a fi tânăr, a fi veșnic tânăr, nu înseamnă avea 20 de ani, ci înseamnă avea un anume fel de ideal și un ideal în care îți investești viața, dar mai mult decât atât, este un ideal care nu trece odată cu timpul. Timpul vine și trece, idealul nostru este Domnul, în care nu este schimbare, nu este nici umbră de mutare. Toate se vor învechi ca o haină, dar tu rămâi în veci, așa spune Sfânta Scriptură, și în El, doar în El, nu este schimbare, nici umbră de mutare și toate lucrurile din creația lui Dumnezeu se raportează la El. El este unitatea de măsură. De aceea, în versetul 20, Domnul spune, aceasta e nebunie. E nebunie să crezi că lucrurile materiale îți vor sătura sufletul. Suflete ai nu, sufletul nu are decât lucruri sufletești. Știi cu ce se hrănește el? El se hrănește cu bunătate. Când, când Dumnezeu a împlinit prin tine și în tine o faptă de bunătate, sufletul se satură de fericire, de bucurie. El se bucură în prezența lui Dumnezeu. Isaia 58 spune, dacă îl vei face pe altul fericit, sănătatea ta va încolți repede. Sunt alte, altfel de mâncare, altfel de mâncăruri. Alte valori cu care operează aici. Și în versetul 20, Dumnezeu, nu domnul doctor, Dumnezeu spune omului care crede că lucrurile materiale sunt pentru sufletul dumnealui, nebunule, trebuie să-ți fi pierdut mintea ca să nu înțelegi, după ce ai văzut miliarde de cazuri, după ce ai văzut că n-a săturat sufletul nimănui, indiferent ce putere, ce avere, ce faimă a avut cineva, nu i-a săturat sufletul. A murit sărac, sărman și liniștit. Mă, mă gândeam la cuvintele lui Onassis, care a fost căsătorit cu Jackie Kennedy. Mă gândeam la cel mai bogat, era marele armator grec, însă a spus, de, nu cred că a trăit un om mai mizerabil decât mine, trăit, acest fel de viață. De, și unui om, unui astfel de om, Dumnezeu îi spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi că sufletul nu mai este? Tu ai zis că e pentru suflet, da? Bun, lucrurile materiale. Le-ai avut toate, ai gândit că ele vor fi, dar uite ce se întâmplă acum, nu mai cui le da, pentru că ți se cere înapoi sufletul în noaptea aceasta. Nu e vorba de mulți ani, cum ai zis tu, ci este vorba de în noaptea aceasta. Ce diferență mare este între umblarea cu Dumnezeu pe pământ și umblarea fără Dumnezeu, care poate să fie însoțită de succes, de mare succes. Succes nu înseamnă prezența lui Dumnezeu. Succes nu înseamnă neapărat binecuvântare. Doar prezența lui Dumnezeu face un succes, o binecuvântare. Absența lui Dumnezeu face din cea mai de neimaginată biruință cea mai grozavă și gravă înfrângere. De aceea, diagnosticul care l-a pus Dumnezeu pentru omul care crede că își poate sătura sufletul cu lucruri materiale și care crede că timpul îi aparține, ambele fiind două premize total false pe care el și-a construit logica vieții lui. Omul acestuia Dumnezeu îi spune nebunule. Oprește-te aici. Versetul 21 încheie cuvântul acesta lui Dumnezeu spunând așa. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Ce diferit ar fi fost viața acestui om? Dacă în raportul vieții le ar fi rămas scris așa, și omul acesta căruia i-a rodit sarina, până nu mai știe unde să le pună, dărâm hambarele, dăpân de, dărâm depozitele, dărâm conturile, bănci, nu mai am unde să le mai pun, uh, continuă să prospere, dacă omul acesta ar fi venit în genunchi și ar fi spus, Doamne Dumnezeul meu, știți rugăciunea pe care trebuia să o spună un izraelit, în fiecare an trebuia să îmi prospăteze pentru că firea noastră ne trage spre, spre pământ, spre păcatul acesta spre uitare de Dumnezeu și spre închinare la sine și ei trebuia să vină în fiecare an înaintea lui Dumnezeu într-un ritual și să spună acolo, să repete Tatăl meu era un arameu pribeag gata să piară l-ai luat de acolo, l-ai adus aici eu sunt aici pentru că tu, Doamne Dumnezeu meu m-ai adus aici el trebuia să țină vie această gândire și ea urma să îi informeze toate umblările lui în viață. Omul ăsta nu face așa ceva. Dacă el ar fi venit, Doamne Dumnezeule! Țarina mea a rodit așa sau contul meu sau pro, 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 prosperitatea economică sau intelectuală sau spirituală sau de orice natură e prosperitatea aceasta. Doamne, îți datorez Ție. Eu știu bine, David a spus, zice, noi venim și ți-aducem Ție un lucru sau altul, dar ce ți-aducem Ție ne-ai dat tu. Eu nu pot să uit lucrul ăsta, nu pot să uit de unde am luat lucrul ăsta. Și tot ce ți-aducem noi Ție, Doamne... Tu ni le-ai dat pe acestea. Și aceasta l-a ținut pe el umil. Și dacă ați observat în Sfânta Scriptură, când a închis ochii, era sărac lipit pământului, regele David. Pentru că, așa scrie raportul Sfintei Scripturi, dau. Tot ce am, absolut tot ce am, spre binele și binecuvântarea omenirii. Să se creeze un loc în care omenirea să cunoască tot ce poate fi mai scump și mai frumos pentru ea, cunoștința de Dumnezeu. Nu, omul acesta adună pentru el. Și observați ce spune versetul: Asta se întâmplă cu omul care adună pentru sine. Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Când Mântuitorul a spus oamenilor: Vedeți unde puneți contul vostru, în așa fel ca să nu aibă acces spărgătorii de bănci și de conturi, sau spărgătorii de case, sau spărgătorii de țări și de valori, să nu aibă acces acolo. Puneți-l undeva unde este sigur, strângeți-vă comori în ceruri înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cum trebuie să arate așa ceva, dar ne iubește Dumnezeu unde a ajuns ca să răspundă acestei rugăciuni. Doamne, mi-a rodit țarina extraordinar de mult și tot ce am aici ar fi pentru enorm de mult. Condum pașii și ajută-mă! Dale Carnegie a spus jumătate din viața am adunat jumătate din viață voi distribui tot a sfârșit viața ca orice om de pe stradă un om sărac lucrul acesta se aplică la cele duhovnice sau la cele materiale deopotrivă pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu ca urmare într-adevăr omul acesta ar fi cunoscut o dihna sufletească, ar fi trăit frumos și s-ar fi bucurat în Dumnezeu, experiența la care El ne cheamă și ne invită pe noi, spunându-ne: Faptele văzute nu reprezintă totul. Dincolo de ce se vede sau ce se percepe, există o realitate infinit mai mare și mai importantă. Deschide ochii noștri, Doamne, să putem vedea, înțelege și trăi aceste lucruri în viața și ființa noastră. Cerem această în rugăciunea noastră, Doamne, cu smerenia aceea pe care ai așezat-o Tu noi, dându-ne seama că nu este om care să nu cadă în gândurile lui față de Tine și pe care Tu să nu dorești să-l aduci înapoi la Tine. Adune-l la Tine, Doamne, așa cum ai spus în cuvântul Tău și Tu să fii și să rămâi pentru totdeauna bucuria sufletului nostru prin Domnul Isus Hristos. Amin.